Sinaxar, în această lună, în ziua a 24-a, pomenirea nașterii cinstitului și slăvitului proroc Ioan, înainte mergătorul și botezătorul. Tot în această zi, pomenirea soborului drepților Zaharia și Elisabeta. Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Panagiot Chesarineanul, care a mărturisit în Constantinopol la anul 1765. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.